În această dimineață, în jurul orei 10:45, pe drumul național 73, pe raza comunei Dragoslavele, s-a petrecut un grav accident rutier, în urma căruia un copil în vârstă de 13 ani a ajuns în stare foarte gravă la spitalul municipal. Potrivit martorilor, copilul se afla pe marginea drumului, pe podul din apropierea bisericii din Joseni, la un moment dat a traversat strada în fugă, fără să se asigure și prin loc nepermis. Astfel a fost surprins și lovit în plin de un autoturism Renault Clio care se deplasa dinspre Brașov spre Câmpul Lung. Șoferul Ion Banu din localitatea Suslănești nu a putut evita impactul. Copilul a fost preluat de cadrele medicale și transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Municipal Câmpul Lung. La fața locului au ajuns și polițiștii care au demarat cercetările. Având în vedere situația gravă a copilului, cadrele medicale de la Câmpul Lung au decis să-l transfere pe băiat cu un elicopter SMURD la o unitate spitalicească din capitală.